Enter. Suntem din nou împreună, discutăm despre bloguri, despre site-uri, despre informațiile furnizate pe anumite site-uri de specialitate. Discutăm despre bloguri de autor, împreună din nou cu Ovidiu Călugăru, blogatul. Bine ai revenit, Ovidiu! Vă salut, domnule Frică, îi salut și pe telespectatorii noștri și pe viitorii urmăritori ai emisiunii de pe internet. Vreau să discutăm mai multe subiecte importante, atât din actualitatea politică, cât și despre bloguri. Punem de la aceste subiecte prezentate și în Ora de Dolj, dar și în alte ziare locale, ziare virtuale, totodată pe bloguri, pe site-uri. Abundă aceste informații și în perioada aceasta. S-a revenit din vacanță, nu doar elevii au revenit, ci și politicienii. Sunt multe controverse. Hai să începem puțin, discutăm și despre politică. Cum vezi confruntările acestea verbale, este adevărat, între diversi membri ai aceluiași partid? Am văzut și situația aceasta la PNL, la vârf, este adevărat, aici s-au mai stâmpat lucrurile, și în PSD sunt astfel de curente, dar mai ales în PDL, în PDL Dolj, Antonie Solomon versus Radu Berceanu versus Mărinică și cei care mai sunt pe acolo. Cum vezi toate lucrurile acestea? În PDL Dolj mi se pare o situație extrem de complicată. Am urmărit la TV și în presa online, dar și în ce a scris știrile, și am o părere proprie și personală vis-a-vis de aceste confruntări verbale. Domnul primar Antonie Solomon are multe merite, nu am aici ce comenta, însă nu mi se pare deloc util sau deloc plăcut ca un potențial candidat să fie promovat prin astfel de jocuri care mi se par mie de curise. De exemplu, nu cred că era nevoie ca Antonie Solomon să treacă la UNPR pentru a avea șanse mai mari la alegeri de la anul viitor, așa cum cred eu că se va întâmpla. Această trecere este tocmai menită de a salta puțin UNPR. Să atragă mai multe voturi. Da? Da, așa cred eu. Da. Dacă am aflat părerea ta, te-aș întreba dacă ai putea să încerci acest exercițiu de imaginație. Cum crezi că tinerii care intră pe bloguri, pe site-uri, folosesc internetul pentru a se informa, receptează astfel de scandaluri, astfel de dispute verbale, unele care excedează acest cadru al bunului simț? Ce crezi că gândesc tinerii în acel moment? Din păcate, majoritatea tinerilor ajung să fie scârbiți de politică din cauza anumitor probleme de limbaj care se răspund fin ale unor politicieni. Foarte mulți folosesc cuvinte peiorative la adresa contracandidaților sau chiar a colegilor de partid, ceea ce este de-a dreptul degradant din punctul meu de vedere. Ce mai bine este ca un conflict să se desfășoare nu amical, ci în termenii bunului simț, ca să fiu mai clar. Ar fi bine ca tinerii să ia drept exemplu politicienii și să intre la rândul lor în politică. Consider că în momentul de azi prea puțini politicieni pot fi luați drept exemplu de către tineri. O întrebare suplimentară, pentru că nu vreau să trecem și la subiectele concrete, dar o întrebare suplimentară. De ce crezi totuși că politicienii folosesc acest limbaj? Pentru că sunt oameni maturi, sunt oameni cu experiență, cei mai mulți dintre ei pot să-și controleze nervii, să-și controleze limbajul. De ce crezi că se recurge la un astfel de limbaj de multe ori, eu știu, ca la peluză? Politicienii sunt și oameni, nu? Asta este o explicație foarte logică și foarte simplă, însă uneori politicienii care ies în față la TV, cei care au funcții, sunt sfătuiți de consilierii lor să folosească astfel de cuvinte pentru a denigra anumite persoane. Eu, sincer să fiu, cred că este mult mai bine ca un politician să spună ce a realizat, nu ce nu a realizat altcineva. Deci să bată moneda pe faptul, pe lucrurile pe care le-a făcut bine și nu să se ia de alții care nu au făcut ceea ce nu trebuia într-un anumit moment. Acum este și, apropo de sfătuitori, de tacticienii politici, mulți, din nefericire, trebuie să vă spun și acest lucru, mulți recurg la un astfel de limbaj, la sfatul acestor
sfătuitori în ale marketingului politic pentru a deveni mai populari, mai pe înțelesul maselor. Degradarea sferei politice se realizează, da, asta este termenul, și în această modalitate, și din acest motiv auzim trivialități la oameni care altfel pretind că ne reprezintă sau încearcă să ne obțină voturi. Haideți să trecem la astăzi, la revista presei Sui Generis pe care o realizăm împreună. Discutăm iarăși de informații pe care le furnizează site-urile caiovene. Totodată lansez invitația bloggerilor caioveni și nu numai, cei care ne urmăresc, să ne trimită sugestii pentru a le prezenta blogurile, subiectele pe care le abordează pe bloguri, de asemenea confrații din presa virtuală să realizeze același lucru, același demers. Să vedem așadar câteva titluri. Avem prima pagină, nu? Din Ora de Dolj, cu aceste subiecte de care am amintit, Radu Berceanu lângă Solomon, o poză într-adevăr mai veche. Cuprinde foarte multe subiecte la fratele ordinea zilei. Cele mai multe sunt axate pe politică, după cum am spus și mai înainte. După cum am spus și dumneavoastră, politica este în acest moment... A fost un weekend politic în Craiova, da. Nu? A fost această decizie surprinzătoare a PDL Craiova și a desemnat un alt candidat decât Antonie Solomon, Mărinică, da? Acest viceprimar, Figher și de Buzunar, dar iată, încearcă PDL-ul să-l facă mare, să-l facă în cele din urmă, chiar primarul Craiovei. O să spun ce cred despre această decizie. Evident, e o emisiune eminamente liberă. Sincer o să spun. Deci cred că această candidatură a lui Mărinică Dincă este mai de fațadă și Antonie Solomon este cel care reprezintă într-adevăr PDR, pe față sau pe dos, ca să zic așa. Nu crezi că acest conflict este între tabere în interiorul PDL? Tot este posibil. Este unul de cât de suprafață? Nu cred că este doar de suprafață, cred că și anumite persoane aflate la conducere sau anumiți politicieni foarte influenți au conflicte de interese. Am observat că domnul Radu Berceanu l-a apostrofat pe primarul Solomon și ce pot să spun... Cred că ar fi bine ca astfel de conflicte să fie din ce în ce mai puține și craiovenii și românii să aibă din ce în ce mai multe de câștigat. Da, totodată sunt și alte subiecte, nu doar de politică. Există acolo și acel subiect legat într-adevăr și de înlocuirea domnului Antonie Solomon, dar totodată și un incident petrecut în Craiova, unul mai puțin obișnuit, cel cu ambulanța care a fost pur și simplu făcută zob în apropiere de spital, mai ales că transporta și un pacient. Haideți să vedem și alte titluri într-un ritm mai rapid. Am să citesc eu câteva, acum o știre de ultimă oră și profit de ocazie, o citesc direct de pe laptop din Ora de Dolj. Dan Diaconescu are partid, Partidul Popular Dan Diaconescu, cum altfel. Curtea de Apel a admis cererea de înființare a PPDD. Mâine veți putea urmări o emisiune pe care vă propun să o și comentăm după ce se va desfășura prin prisma faptului că se va produce o premieră. Liderul Partidului Popular Dan Diaconescu, dar liderul de la Dolj, va fi în direct cu dumneavoastră. Veți putea să-i puneți întrebări. Nici nu știți ce pierdeți. Ei bine, sunt câteva subiecte, nu doar politice, dar politica e învolburată acum. O să spun și despre Partidul Poporului Dan Diaconescu, că nu știam până acum că s-a înființat. Vreau să-mi spun părerea. Este o știre de ultimă oră. Este foarte bine că se înființează noi partide în politica românească, deci nu am absolut nimic împotrivă. Ceea ce un demers democratic în cele din urmă. Ceea ce nu mi se pare normal este că acest partid se numește Partidul Poporului Dan Diaconescu, deci are acel nume al președintelui său în coadă. Asta nu pricep. Este o tradiție în astfel de denumire, dacă ne amintim și în perioada interbelică, atunci când se fracționau partidele acele aripi, purtau aceste titulaturi ale, eu știu, liderului curentului respectiv, nu? PSD Constantin Dintel Petrescu, ce să mai spun eu, de Bretieni, care la un moment dat
Da, la spun fel, asta... Au făcut lucrurile acestea și mai ales după 89. Haideți să ne amintim, nu? Da. PNL, CD și hai să chiar să încercăm să dăm câteva exemple. PNL aripa tânără, PNL o să a fracționat de foarte multe ori. PL 93. Eu nu prea sunt de acord cu astfel de formațiuni politice care au numere unor persoane. Ar fi bine ca toți membrii să se simtă reprezentați și să nu conteze atât de mult cine este președinte. Da, cine este lider, ci doctrina, da. Dar am mai discutat de acest lucru. Da. Din păcate, doctrina nu prea contează, din nefericire. La noi vreau să fac așa un comentariu, dar mâine o să auziți multe comentarii pe această temă. Foarte ușor s-a permis legalizarea partidului condus de Laszlo Tökes, deși există și cuvântul, mă rog, maghiarii din Transilvania, se pretinde reprezentantul maghiarilor din Transilvania, însă Transilvania nu este recunoscută prin Constituția României ca și teritoriu administrativ, ceea ce mi se pare o aberație din partea tribunalului care a recunoscut așa ceva, judecătorii respectivi sunt total pe lângă lege, dar asta e. Mi se pare cineva o decizie poate, aberantă. Absolut aberantă. Ca și cum ai spune că poți să înființezi un partid al românilor autentici din Oltenia. Dacă sau un partid al românilor din Brocu, nu știu care. Eu mă refer și la denumire de regiuni istorice care nu se regăsesc în legislația României, dar asta e, mă rog. O să trecem și la, revenim de fapt la subiecte locale, vedem acolo Mărinică nu crede în lacrimi. Este primul atac pe care viceprimarul l-a lansat împotriva șefului său din primărie. E paradoxal, dacă până ieri erau în aceeași echipă, în aceeași bargă, trăgeau chipurile la aceleași vâsle. Acum o vâslă trage în stânga, una în dreapta, una la PDL, alta la UNPR. Dar asta e politica locală. Și în continuare, alte subiecte. Te rog, Ovidiu. Despre acest conflict am mai discutat și mai înainte. Cred că trebuie delimitați cei doi candidați și cele două partide care, din punctul meu de vedere, sunt create în aceeași coaliție, fac parte din aceeași coaliție, au aceleași interese. Așadar, totul este doar pentru a atrage cumva atenția alegătorilor. Solomon spune că în locul lui Berceanu nu ar fi folosit cuvântul furt, că Marinica a venit la serviciu. Da. Aceeași dispută legată de cine a avut primul ideea, cine a lansat proiectul, cine l-a gestionat, cine nu l-a gestionat, cine este acuzat de furt intelectual. Oricum, o să aveți ocazia să auziți și mai pe larg punctul de vedere al primarului Antonie Solomon, înțeleg astăzi de la ora 21 când va veni să explice ce și cum. Oricum, atât domnul senator Radu Berceanu cât și primarul Antonie Solomon vor reveni rând pe rând aici la Oltenia 3 TV și o să discutăm pe larg și de acest conflict prezentat și de Oradea Dolj. Mi se pare foarte util ca atât Antonie Solomon cât și Radu Berceanu să se afle prezenți în studioul Oltenia 3 TV și să discute ca toți alegătorii, toți oamenii să înțeleagă exact care sunt părerile fiecăruia și să ajungă la decizia cea mai corectă, să susțină pe cine își doresc și fiecare. Da, știi ce este paradoxal? Este un fel de luptă pentru imagine în interiorul partidului. Contează, într-adevăr, și imaginea în exterior către electorat, dar cred că este o bătălie internă care se derulează, se desfășoară prin intermediul presei, mai ales al televiziunii și mai ales al televiziunii noastre, la 3 TV, repet, veți urmări detalii ale acestui meci de categorie grea. Rămâne să vedem și alții combatanți de pe alte fronturi. O vedem pe doamna senator Olguța Vasilescu. Sunt subiecte legate și de probleme locale. Se vorbește acum intens și de maidanezi. Este acea lege controversată a eutanasierii câinilor comunitari.
Doamna Olguța Vasilescu oscilează între cele două soluții, una eu, radicală, eu sunt de acord practică. Cu doamna Olguța Vasilescu. Mi se pare normal ca toți câinii să fie sterilizați, indiferent că sunt câini maidanezi sau câini din curțile oamenilor. Totuși trebuie consultați oamenii înainte de a se trece la această măsură, deoarece poate vor să își vândă puii și cățeilor lor sau vor să aibă, să zicem așa, nu neapărat o crescătorie de câini, dar vor să aibă... Să practice acest comerț. Eu nu știu dacă este reglementat, s-ar putea să fie reglementat. Să aibă o afacere, o mică afacere pe acest domeniu, da. Nu știu. Știu că sunt foarte multe situații, oameni care se reclamă, știți cum se spune, câinele vecinului lată prea tare, lată la ore nepotrivite. Este o problemă ajunsă deja pe masa politicienilor, o posibilă rezolvare a situației prezentate de doamna senator Vasilescu. Pe de altă parte, o altă știre din ora de Dolj recentă, Solomon pregătește ceva cu ghilimele discret pentru câinii comunitari la o întâlnire cu pensionarii și nu numai cu Comitetul Consultativ Cetățenesc, a spus că în privința câinilor comunitari o să fiu mai discret și să nu vă spun dumneavoastră ce o să fac eu cu câinii comunitari. Deci are o soluție mai discretă, n-a spus încă, rămâne de văzut cum va fi rezolvată această problemă. Ar fi interesant ca astăzi, ore 8, domnul Solomon să dezvăluie care este această soluție. Din punctul meu de vedere, ar fi chiar... La ora 9, când da. Vine la emisiune. Chiar pe mine mă interesează o soluționare a acestei probleme, deoarece sunt craiovean și mă confrunt zi de zi cu acești câini care sar în fața mașinilor, care nu neapărat fugăresc oamenii, dar care se țin după oameni și care vor neapărat cerșesc ceva de mâncare, dacă nu îi bagi în seamă, se țin după tine, este și asta o problemă. Avem 10.000 de câini maidanezi pe străzi, chiar trebuie soluționată deci cumva. Deci ar putea să facă, eu știu, chiar un partid așa, ne? Partidul? Nu? Câinilor roșii. Da, vedem și alte probleme din câteva blocuri de pe care București rămân mâine fără apă. Deja ne-am obișnuit cartiere întregi să rămână. Sunt preocupările, eu știu, care ar trebui să-l bântuie pe domnul primar Solomon mai mult decât îl bântuie declarațiile lui Marinică sau ale senatorului Berceanu. Cineva îmi spunea, apropo de câini, domnule, decât să-i castreze, mai bine să eutanasieze. Nu mai, sunt de acord. E mai uman. Sunt împotriva eutanasierii și consider că sterilizarea este singura soluție umană care poate fi aplicată câinilor maidanezi. Da? Da, să vedem și alte subiecte. Eu vă propun să intrați și pe site. Ne-am oprit din nou astăzi mai mult pe ora de dor, pentru că sunt subiecte reactualizate mai repede. Hai să vedem, nu știu, și realitatea imediată. Există și conflicte, așa cum vedem acest titlu, mult mai profunde. Deci de infracționalitate transfrontalieră, sunt foarte mulți români care au plecat în Spania, Italia și așa mai departe. Vedem un astfel de caz, exploatare sexuală, dar sunt și cazurile prezentate în alte emisiuni de carderi, rețele de carderi și așa mai departe. Cum crezi că nu contribuie și astfel de concetățeni la imaginea României peste hotare? Acești concetățeni, din păcate eu nu i-aș numi concetățeni, i-aș numi ambasadori ilegali, contribuie la o imagine negativă a României în străinătate. Sper din tot sufletul ca România să fie considerată o țară normală în care trăiesc oameni normali, care realizează multe proiecte interesante și care își văd de meseria lor și să nu fie văzută ca o țară a infractorilor, a carderilor sau a celor care fac trafic de minore în străinătate. Da, asta e o dorință, dar pe de altă parte știm foarte mulți, cred că avem cunoscuți, dacă nu prieteni, care au fost în Italia, s-au întors și vedem acolo un prea plin, o bunăstare așa dobândită, mașină luxoasă, și-au cumpărat locuințe. De ce îi admirăm și de ce nu îi întrebăm totuși, măi, din ce bani? Cum ai reușit într-un interval de timp foarte scurt? Unii din ei îi mai vedem, săltați de mascați, de lucruri de genul ăsta. Din păcate, care este reacția noastră față de ei? Este una normală, naturală?
Nu trebuie să-i admirăm pe cei care dobândesc bani peste noapte prin intermediul infracțiunilor, ci trebuie să-i neapărat să-i cum să spun, nu să-i ignorăm, ci să-i apreciem în mod negativ, să nu le dăm deloc apăra moare și să nu îi dăm drept exemplu, să încercăm să ne promovăm cât mai bine în străinătate prin intermediul tinerilor care învață la facultăți de renume, precum Sorbona în Paris. Mai știm despre acea tânără care și despre acei tineri care au fost arestați pentru că aveau iPhone. Este și acesta un subiect, nu l-am abordat acum, nu am postat un screenshot, însă trei tineri din Paris, trei tineri români au fost arestați pentru că aveau la ei câte un telefon mobil care a fost furat, da, același tip de telefon mobil a fost furat de la un francez. Au fost arestați și acum procesul lor se află în plină desfășurare. Da, bine, cum se putea verifica foarte simplu de către poliție? Dar se putea verifica. Există și milițienii în Franța, în Paris. Da. Se vedeau foarte bine care sunt fotografiile de pe telefoanele lor. Dacă erau mai multe fotografii, n-ar dar posta. Tehnic, da. Cum se poate realiza? Că? Tehnic. Este o serie și un număr, un cod IMEI al aparatului unic, care poate fi cu ușurință verificat și astfel pot fi detectate orice dispozitive mobile sau orice gadgeturi oriunde în lume. Deci, da, nu doar să verifici și eventual numerele de telefon din aparatul respectiv, ci și identitatea aparatului, dacă a fost cumpărat de pe teritoriul unui anumit stat sau dacă a fost produs într-o anumită perioadă și așa mai departe. Deci aceste coduri sunt foarte utile polițiștilor și sper să fie folosite aceste probe într-un mod util și... Și de polițiștii francezi, nu doar de cei români. Da, hai să vedem și acest caz, l-am prezentat cu ambulanța, iarăși sunt o știre furnizată foarte rapid, n-a pătruns încă în presa scrisă și n-am văzut-o redată și de televiziuni sau lucruri de această natură. Accentuez, acesta este avantajul unei publicații online, poate să furnizeze și cu detalii toate aceste lucruri și, repet, nu doar din politică, pentru că astăzi am vorbit foarte mult de politică și probabil să mai vorbim, ci și din astfel de domenii. Ora de 2 și un cotidian complet, un cotidian online în care sunt postate știri din orice domeniu, atât IT, cât și politică, cât și actualitate sau știri despre destinații de exotice, mai mult sau mai puțin exotice. Ce pot să spun despre această întâmplare care a avut loc astăzi lângă spitalul numărul 1? Pot să-mi dau cu părerea asupra șoferului vinovat. Acesta trebuia să acorde prioritatea ambulanței, indiferent dacă era sau nu în misiune. Mi se pare absolut normal ca ambulanța să aibă prioritate și șoferul să se abțină să intre în intersecție. Da, mai ales că avea semnalul luminos și acustic, da, de așa natură. Da. Nu este primul accident de această natură. E deja să sperăm un fenomen, că românii vor fi educați în această privință. Da, legea, știu că există și sancțiuni penale, de natură penală, când nu respecti aceste semnale acustice și în celelalte, mai ales din nefericire acum a fost un accident serios. Vreau să discutăm și de alte lucruri. Știu că te ocupi de partea aceasta de promovare de gadgeturi, de IT, da, la ora de Dolj. Pe de altă parte, și fluxurile acestea de live se adesează, uite, de exemplu, lunea este cea mai tristă zi a săptămânii, sunt câteva argumente. Da, este... Astfel de materiale țintesc către un anumit public, este adevărat. Este un articol foarte interesant, toți oamenii sunt interesați să citească astfel de știri utile și motivante. Trebuie să spun că acest articol m-a motivat să fiu ceva mai fresh în momentul acestei emisiuni și să-mi dau seama că aceste motive pe care le-au expus oamenii într-un sondaj, nu știu dacă a fost realizat de către cercetători britanici sau nu, habar n-am, dar aceste motive trebuie să fie luate în derâdere și trebuie să fim
în continuu, indiferent de momentul zilei sau săptămânii, trebuie să fim motivați și gata de muncă, gata de acțiune, pentru că doar astfel putem să realizăm ceea ce ne dorim. Haideți să mai urmărim și alte subiecte. Am spus, vom trece și la partea aceasta practică de bloguri. Dacă citesc bine acolo, e vorba de lansarea unui nou album. Ina. Am vorbit de Ina și cu altă ocazie, nu? Ina este o celebră cântăreață din lume, nu doar din România. Este apreciată atât în Statele Unite ale Americii, cât și în Europa. Și să sperăm că în curând va fi apreciată și în Asia și da, în Arcadia. Tu ești acum subiectiv și trebuie să spun asta în promovarea emisiunii pe blogul pe mâinile cui.blogspot.com. Am folosit o fotografie cu o altă artistă foarte cunoscută, unde erai fotografiat împreună cu ea. Știu că ai și nu am folosit acea fotografie cu Ina. Da, nu am folosit pe Ina acea fotografie. Dar am cunoscut-o pe Ina, am schimbat câteva cuvinte cu ea și pot spune că este o persoană care nu uită de unde a plecat. Asta este foarte important. Păi și de unde a plecat? Hai să din Mangaria. Din Mangaria, da. Este o dată internațională din Mangaria. Care trebuie luat drept exemplu, un român de succes, ce pot să spun. Mulți pot ajunge la fel de cunoscuți în domeniile lor de activitate dacă se țin de treabă și dacă sunt serioși. Da, Ina se ține de treabă, mărturisesc și eu, am avut experiență să merg în diverse țări, în Polonia, am văzut și am ascultat în cluburi Ina, era la mare vogă. Este un subiect pe microecran prezentat acum și eu pe laptop, sunt exact pe acesta, sistemul de învățământ combătut cu rock, nu mai vreau la școală. Da. Altcineva, un director de liceu de aici din Craiova, combătea cu hip-hop. Este un, hai să spunem, e vorba de Hara, de această trupă pop-rock. Sunt tinerii purtătorii unui alt tip de mesaj. Evident, nu se combate învățământul, nu se combate școala clasică, nu se răzbună elevii pe bacalaureat, ci e altceva, o tânără generație care dorește o anumită schimbare. De ce natură crezi că este schimbarea asta? Ce vor diferi tinerii? De la școală, dar și de la societate. Tinerii vor să fie respectați și vor să fie ascultați de către oameni, nu numai de politicieni, ci și de profesori sau de părinți. Tinerii au modelele lor, din păcate unele modele nu sunt tocmai sănătoase. Ce-i drept, foarte mulți tineri fac ceea ce le place și au talent în anumite domenii. Pot spune despre această inițiativă a trupei Hara că este foarte bună, atrag atenția asupra problemelor cu care se confruntă sistemul de învățământ din România. Nu mai vrem la școală, asta spun elevii care au de învățat tot felul de subiecte care mai de care mai rambicate și învață unele materii de care nu au absolut deloc nevoie mai departe în viață. De exemplu, un elev la liceul de artă poate să învețe matematică, dar nu prea are la ce să-i folosească atât de multă, bineînțeles, că trebuie să știe matematică cât de puțin. Însă nu trebuie să fie bombardați acești tineri cu tot felul de informații din toate domeniile, pentru că nu pot fi genii în orice. Putem spune că românul e bun la toate, dar totuși. Da. Iată o știre care nu este tocmai recentă, dar o am ținut să o reluăm în această emisiune. Este vorba de acel caz dramatic, un copil mușcat de cap, pur și simplu. Mama fetiței are un dosar penal. Copilul este în continuare într-o stare critică, i-a fost extras, mă rog, o bucată de creier, o intervenție foarte, foarte dură, dar știu foarte mulți copii și revin la subiectele despre care am discutat. Mulți copii, mulți tineri, mulți bătrâni, mai ales cei care nu se pot apăra, sunt mușcați de câinii maidanezi din Craiova. Consider că construirea de adăposturi este cea mai bună soluție pentru a scăpa de această problemă. Câinii trebuie sterilizați, adunați în adăposturi și astfel în 10-15 ani putem scăpa de această problemă. Simplu, nu?
Cât despre acest caz nefericit al fetiței mușcate de câinele vecinilor, cred că câinii, indiferent de rasă sau de temperament, trebuie să fie atent ținuți în res, trebuie să fie atent supravegheați, mai ales atunci când în împrejurimi se află copii sau, să zicem, tinerii sau bătrânii care au probleme de sănătate. Da, nu știu, legislația, dacă prevede și aceste măsuri firești de care vorbeai, dar ar trebui să prevadă, pentru că nu este suficient să pui o plăcuță câine rău într-o anumită gospodărie și cu asta basta, te-ai absorbit, este pur și simplu un teritoriu în care n-ai voie să pătrunzi, pentru că sunt și alte cazuri. Au scăpat câini din curți private și au mușcat copii, tineri, bătrâni, așa cum am spus. Este o știre înainte de publicitate, până, iată că încă n-am ajuns să prezentăm site-uri și bloguri, dar o vom face în a doua parte a emisiunii. Știți probabil că astăzi sau cei mai mulți dintre dumneavoastră, chiar dacă nu este un subiect local, USL și-a oferit sprijinul pentru Sorin Opescu, a fost o conferință comună, Victor Ponta, Crin Antonescu, pentru primarul capitalei, actualul primar al capitalei, care va participa independent, dar cu sprijinul USR în campania electorală pentru un nou mandat. La scurt timp, iată surpriză, PC și-a anunțat candidatul pentru București. PC, Partidul Conservator, totuși face parte din USR în cadrul ACD-ului. Piedone este candidatul Partidului Conservator la București și acolo nu se mai înțelege stânga cu dreapta, pentru că stânga cu dreapta fac parte din USR acolo. Este și în privința acestei candidaturi la București un scandal și din scandal în scandal o să avem victorii multe, dar discutăm și după pauza de publicitate. Am revenit în direct în a doua parte a emisiunii, vom discuta despre site-uri și bloguri împreună cu Ovidiu Călugăru, Blogatul, cum este cunoscut în spațiu virtual. Yes, yes. Sunt multe site-uri de care am vorbit, dar și multe altele interesante. Cam după aprecierea ta, cam câte bloguri ale autorilor români sunt înregistrate în acest moment în România? În România, în acest moment, conform zerist.ro, sunt înregistrate aproape 65.000 de bloguri. Sunt și unele bloguri care nu sunt înregistrate în acest clasament. Să zicem că sunt 70.000 de bloguri în total în România. Eu am spus odată pe Twitter, dacă n-ai un blog, fă-ți unul. Deci, eu zic că e o regulă pentru orice om să-și facă un blog ca să demonstreze că există online, că este interesat de subiecte, că poate să comunice, da, poate să-și spună părerea despre diverse probleme și așa mai departe. Sau pur și simplu poți să ai un blog încât să ai o prezentare a hobby-urilor, a preocupărilor zilnice, pur și simplu poți să ai un spațiu altfel refuzat. Nu vorbesc ca jurnalist de presă scrisă, pentru că nu mai e această limitare. Pur și simplu pe un blog poți să scrii cât pentru 10 ziare într-o zi. Deci dacă ar fi spațiu material să scrii în știere și mai ales să prezinti și fotografii și imagini, ceea ce nu poți să faci într-un ziar clasic. Dar haide să vedem câteva site-uri pe care am să-l rog pe Ovidiu să le comenteze și să le prezinte în detaliu. Aș vrea să spui despre ele și să te referi ca și conținut, să te referi ca și design și ca informații pe care o furnizează. Dacă sunt imagine pregătite, vă rog. O să începem cu câteva bloguri ale unor autori pe care îi vizitez foarte des. Am început cu blogul lui Bogdan Roșca, deoarece îl cunosc pe autor. Are un blog interesant, ce îmi place, nu putem vedea acum pentru că mă văd pe mine, dar jos, în partea stângă, sub logo, se află butonul de abonare, apoi și mai jos butonul pentru Twitter și Facebook, butoanele pentru Twitter și Facebook. Ce îmi place foarte mult, logo-ul este personalizat și trebuie să-i mulțumesc și acum public lui Bogdan Roșca, deoarece
este autorul logo-ului de pe brogato.ro. Deci el a realizat logo-uri, da? Și cu această ocazie i-am și mulțumit. Ca și conținut pot spune că postează diverse articole din domenii pe care tratează din propriul interes. Bogdan Dăscărescu este un alt blogger pe care de data asta pot spune că nu îl vizitez foarte des, dar am început să îl vizitez de astăzi, atunci când am aflat de la un prieten blogger din Crăva Nebunia.ro, se numește blogul său, Dragoș Giornoiu, este autorul acestuia, am aflat adresa blogului său, am și realizat un print screen. Bogdan Dăscărescu scrie despre blogging, despre online și are un design, pot spune, foarte bine realizat. Pe partea dreaptă, elementele necesare navigării, butoanele Facebook, Twitter și abonare prin RSS feed se află iarăși pe partea dreaptă. Este un design care poate fi luat drept exemplu. Am spus și în emisiunea trecută la care am fost invitat și care a avut drept subiect blogurile că unele pot fi luate ca și exemplu de către designer, de către blogger. Acesta este unul dintre aceste exemple. Putem să schimbăm, bineînțeles. Un alt blog, da? O altă prezentare. Sincer să fiu, nu știu cui aparține blogul, deoarece nu pot vedea exact adresa. Am realizat aceste print screen-uri. Din câte știu, este vorba de ciurea.ro. Este un blog al unui autor din Cluj care realizează articole pe mai multe domenii, dar ce îmi place cel mai mult la acest blog este faptul că autorul tratează subiectele din punctul său de vedere, povestește întâmplări din viață sau scrie pe un ton foarte... Hai să te întreb acum, da, apropo și de bloguri și de libertatea pe internetului, dacă ai o problemă, nu știu, câinii de vagabonzi cu primarul și nu găsești un răspuns, nu primești un răspuns din partea primarului, din partea edililor, poți fi cenzurat pe blogul personal? Pe blogul personal nu mă poate cenzura nimeni. Nu știu exact dacă suntem supuși unor legi. Cer scuze oarecum pentru acest fapt. Chiar nu știu dacă unele legi se aplică, dacă putem să ne exprimăm părerea... Codul da, penal și codul civil. Da. Oricum se aplică pentru indiferent că e spațiu virtual. Bine, sunt unele bloguri care nu știm cui aparțin. Pot fi create sub forma unei adrese, adresa.wordpress.com sau adresa.blogspot.com și habar n-avem cui aparții. Aceste bine, noi, pot, dar, fi închise, da, pot fi închise, nu? Se pot solicita da, date către deținătorii serverului și cei care găzduiesc blogurile respective, bine, dacă înțeles, către... încalcă anumite reguli, limbaj și așa mai departe și informație și... nu? Ce putem face cu blogurile personale? Putem face ceva constructiv? Cele direct asumate, da? Dacă nu putem să luăm legătura cu autoritățile, dacă nu putem să luăm legătura cu primarul, cu un senator, cu un deputat, putem lansa o campanie care să atragă atenția asupra unor probleme și astfel putem să contribuim la popularizarea unei idei, la atragerea atenției asupra unei probleme stringente care afectează un mare segment al populației. Acum putem vedea pe ecran blogul Life as a Book, scris de Mădălin Bridaru, adresa este bridaru.net. Îl vizitez foarte des, participă foarte frecvent la concursurile pe care le organizez pe Brogatu. Are niște articole superbe, plăcute de citit, scrise scurt și la obiect. Ce nu-mi place, designul este unul la nivelul anilor 2004-2005, care să mă exprim mai corect. Uite, avem aici cu totul și cu totul altceva. Da, un blog feminin, Omelette du Fromage, este blogul Iuriei Mihai. Este un blog feminin pe care autoarea scrie ce-i trece prin cap, dar scrie într-un mod care te face să devii dependent de articolele sale. Eu cel puțin apreciez foarte mult conținutul acestui blog și tocmai de aceea, împreună cu sponsorii cu care am realizat mai multe concursuri, am acordat credit și autoarea a câștigat mai multe premii, zic eu, destul de consistente. Totuși, nu numai pe blogatul a câștigat, ci și pe alte bloguri. Acum,
Da, este un moment iată, special al emisiunii. Iată, într-adevăr, mai complex da. Acest blog și design, dar și conținut. Te rog. Este un site de prezentare și un blog în același timp. Aparține lui Petrou, Gongeanu Petronel, pe numele său. Este un băiat care cântă muzică hip-hop, un interpret pe care eu îl apreciez sincer și cu ajutor căruia am realizat mai multe melodii. Nu pot să dau numele brandurilor, cred, sau pot? Nu, nu? De această nu dată nu. Pot spune că am realizat imnul brogărilor, un imn care reprezintă... Pe care l-am prezentat da, și pe Ora de Dolj. Bineînțeles. Care reprezintă interesele oamenilor care au brog, interesele a peste 70.000 de oameni, sper, și care în curând va avea versuri din ce în ce mai bine elaborate. Cu ajutorul brogărilor, bineînțeles. Relansat.ro este un art blogger pe care îl apreciez datorită articolilor. Acum un an și jumătate, din câte știu, autorul renunțase la această pasiune la blogging, dar domeniul era relansat.ro sau relansat.info, nu țin bine minte adresa, însă domeniul exista. Eu i-am spus și alți prieteni au spus să reia blogging-ul, a făcut-o și iată acum are un blog destul de citit și apreciat, are mulți cititori și câștigă numeroase concursuri. Dacă pot să spun câte ceva despre concursuri la sfârșitul emisiunii, nu acum. Acum blogul lui Roxy, din câte îmi pot da seama, deoarece din nou nu am editat bine această imagine, nu pot să zic că e vina mea, însă este o mică scăpare. Roxy este o blogăriță care la rândul său este foarte citită și apreciată în online și care are un blog cu adevărat interesant. Câștigă de pe urma pasiunii ei, are reclame, participă la concursuri. Acum putem vedea un blog, alt blog feminin, Turnul Babel, babelturn.blogspot.com. Este un blog pe care l-am descoperit recent prin intermediul comentariilor de pe blogatul.ro. Autoarea scrie despre diverse subiecte aflate la modă, cum ar fi Rezuit România, însă o face într-un mod foarte plăcut și elaborat. Scrie despre tot felul de subiecte interesante și la rândul său participă la tot felul de concursuri pe care este momentul să le spunem da. Câteva cuvinte foarte pe scurt de acele concursuri, pentru că spațiul nostru deja s-a epuizat, te rog. Concursurile de pe bloguri sunt din ce în ce mai numeroase, nu numai pentru că piața publicității online crește zi de zi, ci și pentru că blogurile sunt din ce în ce mai numeroși și mai importanți. Eu, de exemplu, organizez în acest moment 4-5 concursuri cu premii pentru blogări. Aceste concursuri sunt organizate în colaborare cu sponsori, căci eu nu aș putea să susțin din punct de vedere material astfel de inițiative. Este foarte interesant. Da. Celelalte amănunte le puteți afla accesând blogatul.ro. De asemenea, vă dau întâlnire mâine, așa cum am mai spus, de la ora 18. Vom avea un invitat special și un subiect cu totul aparte. Vă mulțumesc că ne-ați urmărit și vă așteptăm poate și săptămâna viitoare la o nouă repriză de dialog despre bloguri, despre internet și ce se întâmplă în acest spațiu virtual. Încă o dată vă mulțumesc, la revedere!